Într-o zi, tasta S o trase mai spre ea pe D și îi spuse: "Hei, fii atent! Sâmbătă te însori cu A. O să formați un cuplu, un da. S-au cam dus vremurile bune cu nopți de cet și navigat. Așa că am vorbit cu băieții și vineri seara o punem de un chef din ăla adevărat. Aniversarea ultimei tale seri de burlăcie. O să fie foarte tare. Am vorbit să încliem tot mai computerul. Am eu o conexiune acolo. Îl chemăm pe Space că pune muzică din aia de te pierzi, pe Delete că aduce mereu lucruri bune de ți-au mințile. Îți dai seama ce o să iasă? Dă și tu vorba din literă în literă și la celelalte semne. Să vină toată lumea. Dar vezi să nu se toarnă cineva la punct. Că pe ăla chiar n-are chef nimeni să-l vadă. Știi și tu cum e ăsta. Zice punct. Și brusc ți se taie cheful. De se strică toate petrecerile. Pe ăsta să nu-l văd. Cum orice veste se răspândește repede, toate tastele sunt informate despre petrecere. Vine și seara de vineri. Într-adevăr, mare chef. Mare. Vocale și consoane, cifre și semne de punctuație. Toată lumea se distrează. Atmosfera e perfectă. Muzica i-a băgat pe toți în priză. Șampania curge. La intrare stăteau Enter cu cei doi control, băieții de la firma lui de antivirus. Înăuntru Shift glumea cu invitații, spunându-le bancuri despre cât de mărunți sunt toți de fapt. Print Screen făcea poze. Echipa de F-uri făcea concurs de tricouri rude pentru sărbătorit, care nu contenea să aducă platouri cu cookies. Ce mai, petrecerea era un adevărat succes. Și tocmai când tastele se distrau, beau și dansau mai cu chef, alertă de gradul 0. Inamicul numărul 1. Punct, aranjat și dichisit, venea Țanțoș. Șoc. Ce caută ăsta aici? Când o trăti un punct, s-a terminat cu distracția. Trebuie să-l oprim cumva. Nu trebuie să-l lăsăm să intre aici. Frate, eu zic să sfârșim cu el. Îl batem bine și-l aruncăm direct la recycle bin. Ce altceva ar fi putut să facă? Asta era fără îndoială soluția. Așa că se adunară tastele mai solide, W, B, K, R, și împreună cu Enter și cele două taste control făcură planul de acțiune. Se pitiră după colț, așteptând momentul prielnic. Punct venea relaxat, cu o mină chiar calmă, când deodată auzi un scurt: "Șoc pe punct, băieți! Șoc pe punct!" Și tastele ce le vângea se săriră pe el. Și șoc, pop, plos, plos, trans, mam! Și dă-i, și dă-i, și dă-i. Până când, năucit și șifonat de binele, Punct se eliberă din învălmășeală și dispera zbieră celorlalte taste. Bă, ce cu voi ați nebunit? Eu nu-s Punct! Eu sunt asta steluță, dar m-am dat cu gel.